Două grădinițe vor fi date circuitului școlar la Strehaia. Acestea corespund standardelor europene. Primarul Ioan Giura și-a propus să modernizeze cele patru grădinițe din oraș, pentru că este conștient de importanța educației în societate. Cele două grădinițe sunt finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2. Grădinița numărul 3 din zona de vest a orașului dispune de un număr de 25 de locuri, iar grădinița cu program prelungit numărul 4 de un număr de peste 40 de locuri pentru preșcolari. Ne aflăm într-un moment important pentru comunitatea noastră, un moment pe care l-am numit noi chiar de sărbătoare, având în vedere că este și luna în care avem foarte multe sărbători, începând de mâine. Predăm circuitului școlar două dintre grădinițele reabilitate și modernizate în ultima perioadă. Cu toate că relația dintre unitățile școlare și primărie nu este cea mai bună, primarul Ioan Giura a reabilitat și modernizat unitățile de învățământ, iar proiectele continuă și pe viitor, printre care un corp nou de clădire, o parcare, sală de sport, teren de sport, cât și internatul liceului va fi modernizat. Iar astăzi au fost inaugurate două grădinițe din orașul Strehaia. 20 de paturi, 2 dormitoare, 40 de locuri pentru programul de mamie. Asta este spațiu, deși părea mult mai generos în anii trecuți, pe normele actuale nu permite pentru mai mult de 40-50 de copii, pe programul de după amiază doar 40. Primarul orașului Strehaia, Ioan Giura, este conștient de rolul extrem de important pe care îl are educația în societate. Tocmai de aceea investește în acest domeniu. Predăm astăzi circuitului școlar două dintre ele, urmând ca zilele următoare să predăm încă două, a treia reabilitată și una construcție nouă. Am obținut finanțarea și urmează să înceapă lucrările și la cea de-a patra grădiniță, ultima pe care o mai avem de reabilitat, cu o finanțare în PNRR, componenta C10, conform planurilor noastre, în primăvară anului viitor vor începe lucrările și la aceasta. Avem în construcție acum, cu finanțare prin programul operațional regional, un corp de clădire, de fapt cel mai vechi corp de clădire al localității noastre, care a avut o primă serie de elevi în anul 1839. L-am salvat, îl reabilităm și îl modernizăm. Odată cu această construcție, construim și o parcare generoasă pentru accesul elevilor, părinților și a cadrelor didactice către școală, sală de sport, teren de sport. Tot în componenta C10, o să înceapă reabilitarea, avem finanțare pentru internatul grupului școlar Matei Basarab. La fel mai există un proiect în care avem finanțare, lucrăm la proiectul tehnic pentru reabilitarea corpului principal al liceului Matei Basarab și încă două proiecte pentru școala gimnazială Mihai Viteazu, de reabilitare a corpurilor și clădirilor principale, reabilitare energetică și modernizare. Așadar, vor fi predate sistemului de educație locală grădinița 3 și grădinița 4, aceasta fiind singura cu program prelungit din Strehaia și reabilitată la standarde europene. La eveniment au fost prezente, alături de autoritățile locale și cele județene, reprezentanți ai ISJ Mehedinți. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, l-a felicitat pe primar pentru faptul că în 2016 s-a angajat că va reabilita infrastructura educațională de sănătate, iar astăzi a venit momentul să fie inaugurate două grădinițe. O bucurie imensă pentru copii în această perioadă de sărbătoare. Vă felicit pentru faptul că în 2016 v-ați angajat în fața cetățenilor orașului Strehaia, care v-au ales un vot covârșitor, că vă veți ocupa și veți reabilita infrastructura de învățământ, infrastructura medicală, infrastructura rutieră de apă și canalizare și chiar și iluminatul public. Multe din lucrurile astea au început să se vadă pe parcursul anilor din 2016 până în prezent, iar astăzi a venit momentul să inaugurați, să predați două din cele patru grădinițe finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală către instituțiile abilitate. Este o bucurie foarte mare și pentru mine, dar în special sunt convins că va fi pentru copii un cadou mai frumos de Moș Nicolae decât acela să învețe într-o grădiniță nouă, nici că se putea
mai bine și sunt convins că vă aprecia în primul rând micuții, dar și părinții și așa ca și beneficiari colaterali vor fi și cadrele didactice. Prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, l-a felicitat pe primarul Ioan Giura pentru acest frumos eveniment. Pentru localitate, semn că la Strehaia există un bun management care se concretizează în toate domeniile. Două obiective de abilitate care sunt servicii foarte bune de învățământ pentru copiii din localitatea dumneavoastră. Sigur, aveți în vedere și alte obiective care vor fi predate în perioada următoare. De asemenea, am reținut că aveți în plan și în perspectivă și alte obiective la unități de învățământ tradiționale, cum este Liceul Matei Basarab sau Școala Mihai Viteazul. Senatorul PSD Mehedinți, Liviu Mazilu, l-a felicitat pe Ioan Giura pentru că este un adevărat gospodar și a realizat aceste obiective de investiții. Copiii și educația lor primează pentru primarul Strehaiei. Vreau să vă felicit în primul rând pentru o realizare de excepție. De asemenea, să vă mai felicit și pentru că ca un adevărat gospodar și, mă rog, om responsabil pentru destinele comunității, ați reușit să treceți peste dificultățile de comunicare pe care le-ați avut de-a lungul timpului cu cei de la unitățile de învățământ din Strehaia și v-ați aplicat atenția pentru a realiza aceste obiective și pe celelalte pe care le mai aveți în program și în dezvoltare, care sunt foarte importante. Și asta arată că, într-adevăr, interesul este pentru copii, pentru familiile lor, pentru comunitate și pentru ceea ce dumneavoastră spuneați cu ani în urmă că visați să devină această comunitate. Vă urez să continuați în felul ăsta ca să vă aduceți visele la îndeplinire și să vedem din această comunitate ceea ce îmi spuneați în urmă cu 7 ani. Deputatul PSD Mehedinți, Alin Chirilă, era secretar de stat în Ministerul Dezvoltării la vremea întocmirii proiectelor și a acordat sprijin în partea tehnică primarului. Acesta a transmis faptul că șansa comunității din Strehaia a fost Ioan Giura și echipa dânsului și asta se vede foarte bine în toate domeniile. Vă mulțumesc că mi-ați dat oportunitatea să fac parte din echipa dumneavoastră. Așa m-am simțit tot timpul, m-am simțit aproape de comunitatea din Strehaia, de dumneavoastră, de echipa primăria și a Consiliului Local, fiindcă, din câte mi-amintesc bine, am pierdut multe nopți la masa de lucru pentru a pune pe tapet aceste proiecte și pentru a ajunge astăzi să le inaugurăm. Am ținut minte și am remarcat ce a spus dumneavoastră la un moment dat, că corect iluminate aceste proiecte, și asta sublinează un lucru foarte important, faptul că dumneavoastră faceți să și puneți aceste proiecte în operă într-un mod foarte corect și perfect. De asta poate unele proiecte, dacă se întreabă cineva sau comunitatea dumneavoastră ce durează mai mult, fiindcă sunteți un om foarte încăpățânat și știm toată lumea, dar încăpățânat în sensul bine al lucrurilor, astfel încât insistați să faceți lucrurile cât se poate de bine și să dați acestor cetățeni și comunității lucruri care să nu mai poată cineva să spună că nu-s bine, nu-s corecte și care să nu fie nevoie să le reparăm sau modificăm peste scurt timp. Secretarul de stat Bogdan Simcea l-a felicitat pe primar pentru că a înțeles faptul că o societate fără educație nu are niciun viitor, iar astăzi suntem prezenți la inaugurarea 2 grădinițe. Vă felicit pentru ceea ce faceți. În primul rând pentru că ați înțeles că o societate fără educație nu are niciun viitor. Mă bucur că astăzi suntem prezenți la inaugurarea a 2 grădinițe. Practic, se înțeleg că în următoarea perioadă o să avem și inaugurarea a ce înseamnă construcție de școli, ce înseamnă învățământ gimnazial și liceal. Știu că ne povesteați mai devreme că aveți aceste investiții și urmează să le derulați în perioada imediat următoare. Vă mulțumesc încă o dată și vă felicit pentru tot ceea ce ați făcut pentru Strehaia, mai ales că fiind și din zonă știu cum arăta Strehaia cu câțiva ani și vedem cu toții, atât noi cei care suntem în vizită aici, cât și oamenii care locuiesc în Strehaia, ceea ce ați putut să faceți pentru Strehaia în
în perioada de când sunteți primar. De asemenea, la eveniment au fost prezenți și reprezentanții ai ISJ Mehedinți. Inspectorul școlar general Alin Tomoescu l-a felicitat pe primar pentru această realizare, reprezentând un lucru mare faptul că acești copii vor avea condiții la standarde europene și urmează noi proiecte ce vizează sistemul educațional, principalii beneficiari fiind elevii. Vă felicit pentru această realizare. Este un mare lucru faptul că acești copii de grădiniță vor avea condiții mult mai bune decât ceea ce au avut până acum. Și consider că acest efect este un efect care se multiplică către gimnaziu, către liceu, așa cum ați spus dumneavoastră. Aveți întregul sprijin al nostru, al inspectoratului școlar, în continuare și vă promitem că elevii, copiii, se vor muta cât de curând posibil. Vom avea o echipă care va veni personal luni aici și vom vedea cum se face acest transfer, în primul rând, de copii. Pentru că copiii au așteptat și sunt bucuroși. Principalul beneficiar al educației este copilul și pentru el vom face tot ceea ce putem. Vă mulțumesc, felicitări și continuați investițiile că faceți bine. Directorul DSP Mehedinți a transmis faptul că Zicala, omul sfințește locul, se vede la Strehaia și l-a asigurat pe primarul Strehaiei de tot sprijinul instituției pe care o reprezintă. De asemenea, la grădinița cu program prelungit, cu sprijinul DSP Mehedinți, a fost construit și amenajat un cabinet școlar modern și dotat la standarde europene. Dar a fost tot timpul asistat medical de un cadru medical mediu, nu cu medic, dar tot timpul a fost. Acum, cu concursul DSP-ului, am reușit să-l ducem pe normele impuse la momentul. Și norme care au fost într-o dinamică destul de deranjantă în ultima vreme, pentru că pandemia a început să schimbe tot felul de concepte și atunci a trebuit să ținem legătura permanent ca astăzi să fim conform legislației de astăzi, nu conform legislației din 2017, când noi proiectam să reabilităm, să modernizăm. Până la urmă, este explicația întârzierilor care au apărut. A durat ceva timp până să îl aducem la stadiul în care astăzi avem toate avizele și autorizațiile necesare să funcționeze. Mă simțește locul, domnule primar, și se cunoaște la dumneavoastră în localitate. Felicitări și vă asigur de tot sprijinul instituției pe care o conduc și al meu în mod special, pentru că e o plăcere să lucrăm, așa cum s-a spus mai devreme, cu oameni care vor să facă. Cele două grădinițe finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2, grădinița numărul 3 din partea de vest a orașului, dispune de 25 de locuri, iar grădinița cu program prelungit numărul 4 de 40-50 de locuri. Investițiile în infrastructura educațională nu sunt singurele la Strehaia. La finalul acestui an fiind recepționat și spitalul, acesta fiind un obiectiv extrem de important pentru toți cetățenii.